Mai mulți copilași din capitală frecventează cu plăcere cercul de diverse profiluri din cadrul Centrului de Creație Tehnică din sectorul Râșcani. Origami, design, ceramică, lemnar constructor, artă decorativă, acestea sunt doar câteva dintre activitățile de descoperire a valorilor create și colecționate cu plăcere. Echipa Gurinel TV a fost în vizită la tinerii iubitori de artă pentru a împărtăși cu voi talentul și aptitudinile lor. Centrul de creație tehnică din sectorul Râșcani al Capitalei este un univers aparte, unde fiecare copil trăiește în proprie dimensiune, dar totodată se simte destul de confortabil în atmosfera comună. Aici observi un licăr nu doar în ochii copiilor, dar și ai maturilor, ce îi familiarizează cu diferite activități. A început în SIEM, unul după aceasta fixez așa cu stașul și frumușel secționez, îmbrătești. La etapa actuală, centrul este repartizat în 42 de cercuri de diverse profiluri, după solicitare. Pentru cei mai mici se oferă cercuri de modelare tehnică pentru începători, jucării moi, origami, iar cei mai mari au ocazia să frecventeze cercul de ceramică, arhitectură, arta decorativă, lemnar constructor, dar și multe altele. Băie, că în această sobă are loc arderea ceramicii, e sobă electrică, mufle, bicamere. Și deci, procesul ardere are loc 7-8 ore, deoarece mai mare. Și iată, deci noi aici ardem lucrările care mai interesante, mai originale, noi le alegem pentru expoziții, apoi le smalțăm și iar facem a doua ardere, dacă încercăm să smalțăm cu smalț, pentru că o adevărată ceramică e aceea care e smalțată, așa se consideră. Și pentru aceasta se face a doua ardere, uneori chiar și a treia ardere, depinde ce efecte noi folosim, metode interesante de smalțare. Copiii din cadrul Centrului de Creație Tehnică au o motivație aparte, de aceea unii dintre ei combină mai multe activități, iar aceasta demonstrează faptul că elevii sunt curioși și au un interes aparte pentru artă. Eu vin la acest centru de creație să facem multe lucrări. Sunt multe lucrări care... Noi vrem să le aruncăm, dar de fapt din ele putem să le dăm din nou viață și să facem niște lucrări foarte frumoase. Eu am venit aici de 3 ani și de 3 ani eu am învățat foarte multe. Să desenez, să colorez, am învățat multe despre decupație, cum trebuie să fac tot ce e necesar pentru a primi o lucrare foarte frumoasă. O fac o casă foarte mare. Așa. Pentru păsări. Așa, și poți să ne spui cum ai confecționat această casă? Am confecționat-o cu câteva lemne și am tăiat lemnul. Și a fost greu, ușor? Ușor. Profesorii care activează aici sunt cel mai mare atu pe care îl are centrul. Muncesc mult și cu entuziasm pentru a face o schimbare pozitivă în mediul educațional. Programele pe care le aplică în dezvoltarea abilităților copiilor îi determină pe elevi să-și descopere propria personalitate și talentul individual, să cunoască reguli de bune maniere în societate, să gândească liber, dar și să mențină la copii emoții de interes pentru cunoaștere. La noi băieții avem multe grupuri de băieți, confecționăm noi lucrări tare frumoase, băieți la mine stăruitori și în rest tot e bine. Centrul Tehnic de Creație a atins performanțe frumoase, ocupând locuri premiante la competiții. În fiecare an, copiii participă la concursul orșenesc al gazetelor de perete cu genericul V-am urat, v-am tot ura, dar și la concursul oreșenesc prelucrarea artistică a lemnului. În cadrul concursurilor, elevii au demonstrat cunoștințele dobândite, priceperi și deprinderi, dar și maestrie.
O mică excursie prin Centrul Tehnic de Creație a fost suficient ca să înțelegem că aici totul se face cu multă dragoste și pasiune. Ba mai mult, în una din săli a fost deschis Muzeul Cosmonauților.